zis că detectorul e fals? Nu, cred că e adevărat. Așa. Lasă-o să crede că e... Detectorul este adevărat. Eu nu pot să mint. Crezi că haina îl face pe om? Ai dat pe cineva vreodată afară din magazin? Da. Nu. A, nu. Nu, nu. A, nu. Exclus. Nu, 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 nu. Nu, nu, nu. Nu, chiar nu. Nu. Nu minte. Există vreo vedetă care are datorii la tine? Bang! Spune-mi dacă există vreo vedetă care cumpără în rate de la tine. Doamne. Era show. Vreau să știu dacă ai intervenții estetice. Ha! Vaco. Da, de... Nu, asta nu se răspunde numai niciodată. Nu. Se întreba Octav de unde am aceste pene. De mult, dacă mi-ar fi spus cineva, domne, ce pene ai pe tine, aș fi spus că nu e un semn bun, că la noi la Craiova se spune, domne, mă iei, și anume, de gâscă, citez. Dar nu cred că asta ai vrut să sugerezi, ci cred doar că ai vrut să-mi faci un compliment, dar tu nu știi cum să o faci. Că în schimb, pe lux. Că sunt pe lux. În schimb, invitata noastră de astăzi nu doar că știe să facă multe complimente, nu doar că știe să facă oamenii să arate bine, este și ea superbă, mișto, minunată, în două cuvinte, Adina Buzat. Vă pup, dragilor, mulțumesc mult pentru așa o prezentare și e o plăcere să vin la voi. Asta spui până când vei ști ce până se întâmplă. Până când mă iau, da? Păi știi cum e? Nu, acum vă împunez. E faza aia cu să vorbim frumos ca oamenii să nu ne certăm, să nu ne nu știu ce. E ca în relații. Știi, când începi relațiile și spui, promitem că dacă nu ne înțelegem, nu o să ne certăm, nu o să alea. Ne strângem mai frumos, nu ne nu știu ce, nu ne nu știu cum. Draga noastră, astăzi te afli în fața unei situații în care nu cred că ai mai fost. Ești conectată la un detector de minciuni care va spune dacă tu minți sau nu. Păi m-a strâns aici. Ca să-ți simțim bine pulsul, Adina. Nu ai cum să scapi așa, oricum ar fi, de noi doi. Ai zis că detectorul e fals? Nu. Cred că e adevărat. Așa. Lasă-o să crede că e... Detectorul este adevărat. Așa. Așa. Simte puls, simte respirație, simte orice. Până una alta, ca să ne relaxăm, propun să deschidem o sticlă de vin de la Domeniile Davidescu. Avem astăzi o rară neagră, un vin rosé. Perfect, l-ați ales. Și un vin roz sec merge oricând vrei să știi adevărul. Așa că, Octav, te rog să deschizi acest vinuț. Te rog frumos, până când că nu mai aveam răbdare. O pregătesc eu pe Adina pentru întrebarea numărul 1. Consider că doar dacă te îmbraci în haine scumpe poți arăta bine? Nu. Nu. Clar nu. Clar nu. Adevărat. Adevărat, da. Hai că dar mă uitam. Cumva, nu clar nu și vă și detaliez, vă și spun de ce. În primul și în primul rând, nu întotdeauna hainele scumpe sunt bune, calitativ. Nu întotdeauna hainele bune calitativ sunt scumpe. Deci în nicio variantă. În primul și în primul rând e important să alegi haine din țesături naturale, din țesături de calitate, haine care să-ți facă plăcere atunci când le porți. 1. 2. Să-ți vină bine din punct de vedere al aspectului fizic, da, ești mai rotunjor, ești mai suplu, ești mai cum ești, și din punct de vedere al cromaticii, pentru că purtăm culorile care ne vin bine. Am această discuție cu toți clienții care îmi trec pragul în fiecare zi, pentru că majoritatea au tendința, mai ales cei care nu ne cunosc de mult, mă refer la cei care vin prima oară, pentru că restul știu că le facem recomandările potrivite și nu-și bat capul. Dar restul se uită pe Instagram, zic că vreau asta. Da, vreau, mulțumesc. Noroc. Imediat, stai așa, da. Să punem și noi. Și atunci cer o anumită chestie. Băi, dar nu îți stă bine. Sau și le spui vine în față soția, că nu le... Asta e foarte frumos, sau partenera. Știți, el își dorește un costum galben. Zic, da? De ce își dorește un costum galben? Păi și eu am o rochie galbenă. Am acest obicei și de multe ori supăr, dar până la urmă știi ce, sinceritatea supără, asta e, doamne, dar nu e un accesoriu, adică nu e un cățeluș de-l ții la sub braț și îl astortezi să fie culoarea ta, deci fiecare dintre noi trebuie să ne îmbrăcăm cum ne vine bine și în ansamblu, cele două ținute trebuie să arate coerent, să arate împreună bine. Dar nu că mă îmbrac în aceeași culoare cu partenerul, cu partenerul meu, arată chiar groaznic când ne îmbrăcăm în aceeași culoare. Zici că suntem frații...
Eu am auzit, îmi cer scuze că te întreb aia cu, nu știu, când își fac ea și contul comun în Facebook, după ce își fac o relație, da, și ajung să-și facă... Diana și Florin. Diana și Florin, aia, deci mor, exact, deci te înțeleg, subscriu, da. Și fiecare dintre ele are câte un alt cont. Exact, da. Trei false. Trei false. Cu care stocărez pe alții și își fac viața, dar hai mă rog, domne, noi suntem hebiliști. Da, exact, da, domne, ajută. Da, noroc, domne, ajută. Bună, Dina. Crezi că haina îl face pe om? Nu. În niciun caz. Dar banii, haina îl conturează. Deci haina îl conturează. Atenție! Tocmai pentru că spuneam că trebuie să te îmbraci în funcție de aspect fizic, bla, 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 foarte important să te îmbraci și în funcție de personalitatea ta, de atitudine, de comportamentul tău, de profesie, de preocupări. Și venind de aici, îți spun că, de exemplu, un om... hai să spunem discret și genul acela introvertit și mai niciodată n-o să arate bine niște haine țipătoare și extravagante. Pentru că, în primul rând, el nu se va simți bine și atunci hainele alea vor comunica altceva decât el și va fi un contrast abrupt care de cele mai multe ori arată chiar penibil. Și atunci, nu, haina nu te face, dar te conturează, te ajută să te pui în evidență și comunică ceea ce ai tu de comunicat. Știi? Deci ideea e important să fie cumva coerent toată discuția asta să fie coerentă și tot discursul tău să fie coerent, chiar și cel vestimentar. Este vreo casă de modă consacrată la care ți-ai dori să lucrezi? Nu, nu. Nu, deci, ne ferim de afară, nu. Nu, nu. Vârful, nu, vârful. Nu. Dacă nu. O admir pe Vivian Westwood, de la fiindcă am văzut doar o gură. Îi port deseori creațiile. Uite, asta e de la Vivian Westwood, de exemplu. O iubesc și o admir și o cunosc și mi-e dragă și ce vreți voi, dar n-aș lucra acolo niciodată. Dar dacă te-ar contacta, dau un exemplu, nu știu, Versace sau Dolce Cabana. În niciun caz. Nu ai vrea să lucrezi pentru ei? În niciun caz, nu. N-aș vrea să lucrez în altă parte. Știu că fac bine ceea ce fac. Sunt mândră că reușesc. În fiecare zi primesc zeci de mesaje de la clienții mei apropo de ținutele pe care le-am făcut, de momentele importante ale lor sau chiar de contexte relaxate în care au purtat haine de la mine, ținute de la mine, și sunt mulțumiți de calitate, sunt mulțumiți de cum le-am asortat, sunt mulțumiți de multe lucruri și nu spun ce satisfacție asta. Imagine. Nu există ceva ca aș lucra pentru Versace. Nu mă interesează, mai ales că să știți că eu nu am obsesia brandurilor și vă spuneam de calitate, vă spuneam că nu hainele scumpe sunt neapărat de bună calitate și nici viceversa. Nu consider că brandurile mari, mai ales cele globalizate, mai au o calitate a colecțiilor care, să zic, că ar respecta numele. De foarte multe ori te duci și îți cumperi, mai ales că e această logomanie împământenită peste tot în lumea, în România mai mult, în țările astea mai puțin dezvoltate mai mult, pentru că nu te duci în Italia și vezi pe toți cu logo-uri pe tricou, nu. Dar în România, oriunde te duci într-un club sau oriunde, vezi logo-urile pe tricou, de parcă ar fi vreo șmecherie să le porți, da? Deci, pentru mine, logomania e o chestie chicioasă și pentru orice om de bun gust, e la fel. Spune-mi dacă ai refuzat să consiliezi vreun client. Da. De ce? Da, ce s-a întâmplat? Nu mint, Doamne. V-am zis, nu o să mă prindeți cu minciuna. Nu. Și că știu că se vede pe față. Și că mi-e rușine de prietenii mei din social media. Și că nu pot să mint. Și era persoană publică sau era... Și persoană publică. Puteți ști cine? Nu mai știu nici eu cine dacă e, dar da, deci refuz constant. Păi, în primul rând, gândiți-vă că eu îmbrac foarte puține persoane publice. Constant mă refer. Foarte puține și sunată de 5 ori pe zi, de 10 ori pe zi. Și eu îmbrac 3-4. Deci ceva și tot se enervează, dar de ce pe el și nu pe mine? De ce pe cutare? Pentru că știu că anumite persoane n-o să asculte. Asta e o chestie. Nu respectă hainele, nu că sunt hainele mele, că nu respectă hainele și că o atitudine gen, să-mi trimite cineva niște haine, păi atunci te și închiriază-ți de undeva, la revedere, o zi bună. Dacă tu nu înțelegi că trebuie să te îmbraci tot timpul într-un mod care să te caracterizeze, dacă tu nu înțelegi, uite, eu am învățat chestia asta de la Angela Similea.
Și am să vă povestesc treaba asta. Eram mică, am lucrat cu ea, bine, eram stilistul ei, îți dai seama ce onoare pentru mine, aveam 20 și vreo 5-6 de ani. Era la începutul carierei tale. Eram un copil și ea a venit în magazin, aveam un magazin pentru femei atunci și mi-a zis, am nevoie de tine, și am zis, exclus, nu pot să vorbesc, nu pot să lucrez cu noastră. Și ea mi-a zis, mă cheamă Angela și hai să bem o cafea și îți spun de ce am nevoie de tine, ești tânără, ești, am nevoie să reapar pe scenă cu o imagine nouă și tu poți să mi-o faci. Bun. Dar eu m-am învățat o mulțime de lucruri și unul a fost ăsta. Artist fiind persoană publică, trebuie să ai un stil și o imagine și când te duci la piață. Nu zice nimeni că nu te poți duce în pantaloni scurți. Te duci în pantaloni scurți. Bă, dar pantalonii aia scurți. Trebuie să fie în concordanță cu tine. Nu neapărat scumpi. Nu neapărat cu pene. Nu, să, să fie... aibă acel ceva în concordanță cu personalitatea. Nu poți să te îmbraci cu burta la vedere și cu tricou mulea pe burtică să se vadă buricul și cu logo. Uite, eu îți spun, nu purta logo-uri, că e urât și tu porți logo-ul. În secunda 1 nu mai vreau să lucrez cu tine. Îmi pare rău. Și nu există niciun ban suficient de mare care să te convingă să... niciodată. Spune-mi, Adina, dacă ai avut clienți dificili. Da, am avut. Ai dat pe cineva vreodată afară din magazin? Nu. Dar am refuzat să lucrez cu persoana aia. Cât de radical ai fost? Extrem. Le spun în față. Și poate fi jignitor în sensul că dacă tu o iei personal, dacă eu spun ție, uite, îți stă foarte rău cu tare piesă, tu poți să iei personal. De exemplu, sunt oameni care au... Dar de ce erau dificil? Ce a întrerupt colaborarea? Ce a întrerupt comunicarea? Uite, de exemplu, vin tineri cu mămica. Și se întrerupe discuția cu mămica. Deci acolo e o problemă. Și îți spun și de ce. Eu am o fată, da, de 24 de ani, știți, pe Sara. Să rămână. Și nu văd înțeleg. Și în jurul ei că sunt, băi, sunt părinți abuzivi, frate. Nu mi se pare normal. Și mai ales mămica de băiat. Mi se pare, doamnelor, trebuie să învățați că băiatul la 20 de ani e de sine stătător. E un bărbat în toată firea. Și de la 14 ani trebuie să-l înveți să fie bărbat în toată. Mă, să decidă, să aleagă, să aibă discernământ. Nu poți să-i impui tu. Nu poți să vii tu să spui își dorește. Pentru că eu le spun de la început, de când intră. Doamne, știți, băiatul meu își dorește. Doamne, dar băiatul nostru e cât bradul. Dragule, ce-ți dorește? Păi nu că eu știu. Stați așa că îmi spune el. Și există acea mămică, știi? Deci face pene direct. Deci dacă n-a avut permanent, îl are din momentul ăla. Și atunci nu pot să fiu drăguță cu mămică. Nu că drăguță, nu pot să o mint. A, dar ia spuneți-mi dumneavoastră ce dorește băiatul și după aceea să-l chinui și eu pe băiat, okay, cum face ea. Ok, și ia să zicem că nu-i de acord, să spune el, și ce faci? Cum te retragi din discuție? Păi pur și simplu nu mai înțelege și ea că nu se poate și lucra. Și lași să cumpere ce vorii? Nu. Nu-i lasă să cumpere ce vor. Nu-i lasă să cumpere, nu. Există vreo vedetă care are datorii la tine? Da. Da. Bravo. Nu pentru că nu mi-au dat ei. Uite, pentru că am uitat să le fac calcule, le râdeam și cu Alex Velea acum, care să-mi plătească niște chestii și mi-a scris, cred că, 20 de mesaje. Ce faci, nu știu ce, bine, băi, am să-ți dau aia, de asta e că mă uit cât ai să-mi dai și uit să-i zic. Bogdan de la Plești, cred că îmi dă mesaj la 2 zile. Să rămână, am să vă dau niște bani și vreau să-mi faceți calcul și n-apuc eu să-i trimit. Și atunci, săracul nu-i vina lui, deci el... Dar să se întâmple să nu-ți mai dea bani înapoi, cineva s-a întâmplat? Nu. N-a făcut, dar eu știu de ce face, că aici e treaba, îi lasă să fie îndatorați. Nu le cere ca să poată să ceară favoruri. Ia treci pe la mine, ia treci pe la... Niciodată în viață, Doamne. Deci mie îmi place ce fac, eu iubesc ce fac. Și de-aia, pentru mine, deci crede-mă, la 2 noaptea, dacă un client îmi dă... Voi înțelegeți că eu nu ajung la niciun revelion. De multe ori ajung așa cu 2 minute înainte să dăm noroc sau poate la 2 noaptea, pentru că eu stau cu clienții să le spun îmi trimit poze, așa sau așa sau nu știu ce. Deci mie drag, eu sunt pasionat, da. E o fericire pentru stai mine. La magazin ca vânzătoare? Doamne, da. Non-stop! Asta spun deci, eu, da, uite, da, asta deci știu cine eu, trece da. Prin Băneasa, că da. Tu știi câți clienții îmi spun, da. Nu mă așteptam să vă văd aici, da, unde vă așteptam să mă vedeți? Dorobanț la cafea, n-am băut o cafea în Dorobanț, cred că de 20 de ani. Deci n-am timp, eu sâmbătă, duminica, mi le petrec în magazin. Spune-mi dacă există vreo vedetă care cumpără în rate de la tine.
Cred că toate, dar nu pentru că da. Nu și-ar permite să plătească, da. Ci pentru că le trimit chestii. Știi cum? E o colaborare constantă. Și atunci nu e că îmi trimit banii înainte sau... Ei pur și simplu îmi zic, am nu știu ce, trimite și mie, te rog, dacă n-apucă. Și le trimit niște chestii. Și după aia ei îmi trimit banii, știi? Adică nu în rate cu caiet cu datorie, n-are domnea să plătească. Că noi am vrea să ne deschidem la tine un caiet. Da. Practic să-l îmbrăcăm pe Octav în fiecare emisiune de acum încolo. Vreau să-l îmbraci ca pe James Bond. Așa. Bine, el are pistol un trup, n-am să-i dau, el are un trup mult mai mișto decât James Bond. Adică, uite-te puțin la el. Și chipul e de zână. Deci eu de... Și chipul tău de zână aș vrea să fie pus într-un costum. Nu știu dacă să-i punem și ochelari de soare, Adina Majustu, dacă să-l facem așa în stil Men in Black. Da, așa. Și ne-am propune, sau ți-am putea propune, să deschidem o agendă frumos. Datorii, Octav. Exact. Și de la sfârșit de lună, Doamne ajută, băi, domnule Davidescu, mulțumim frumos pentru că ne-ați servit cu vinul vostru. Crezi că ești o femeie dominantă, Adina? Da. Aici, subiect sensibil. Hai zi tu răspunde dacă ești o femeie dominantă, că eu știu ce să zici. Dar eu sunt aștept, eu sunt cu mâna pe butonel, hai zi. Nu, să știi că da. Și să știi că am lucrat foarte mult la asta. Da. Deci foarte mult la asta, să nu mai fiu dominantă în relații și în... Colaborări sau? În colaborări nu, că oamenii așteaptă asta de la mine. Deci oamenii așteaptă sinceritate, așteaptă să îmi susțin punctul de vedere și să bat cu pumnul. Dar să știi, uite, în business, Deci, hai să spun, în primul rând în business, eram foarte tânără când eu aveam afacerea mea. Și atunci simțeam nevoia să trebuie să fiu luată în... Serios? De fapt, eu lucrez de la 14 ani, la 16 ani eu eram la o firmă importantă de import, de produse alimentare, adică eram și eu trebuia să aveam legături cu oameni importanți și trebuia să vorbesc cu ei. Eu nu mă luam serios. Eram un copil și a venit o puștaică să-mi spună mie că... Da. Nu știu ce. La 18 ani gândește-te că eu aveam exporturi de fier vechi și la modul de nivel mare, da? Și oamenii trebuiau să mă ia în serios. Și atunci băteam cu pumnul masă. Deci eu mă obișnuisem, știi cum eram? O nebună, deci o femeie nebună. Bang! Dacă nu se întâmpla ceva, spărgeam masa. Primul brand pe care eu l-am avut, că de-aia mulți oameni au senzația că eu am haine din Turcia, asta e faza cu hainele din Turcia. Primul brand al meu pe bărbați s-a numit Vaco. Este cel mai important brand turcesc. Ați fost în Turcia, știți, VAKKO. Este Armani al Turciei, este crema Turciei, nu știu cine. Deci Vaco Turcii, priveți Vaco așa, că totul e cea mai bună calitate, top. Ăla a fost primul meu brand pentru bărbați. După aia n-am mai avut nimic din Turcia și nici n-am mai... În timp am întrerupt colaborarea cu ei. E, gândiți-vă că eu lucram cu o companie turcească, bune evrei, super tari, super șmecheri, dar eu mă duceam. Și dacă nu-mi livrau la timp sau ceva... Era show. Show! De show! Deci eram... am învățat să nu mai fac asta. Pentru că, frate, în primul rând că stai puțin că nu mai am 18 ani, am 45 acum și nu mai e același lucru. În al doilea rând că m-am obișnuit să fiu foarte demanding. Deci eu vreau acum să se întâmple asta. După aia aveam faza cu angajații. Când eu voiam toată lumea să fie perfectă. Băi, am învățat să nu. Deci eu am învățat că nu. N-ai cum să stai o secundă, că nici eu nu sunt perfectă. Ce eu sunt perfectă? Nu. Trebuie să accept și de la ceilalți alte lucruri. Și m-am schimbat mult. Dar da, eram... Erai. Eram. Apropo de acceptat, spune-mi dacă există vreun stil pe care nu l-ai acceptat niciodată la un bărbat. Un stil vestimentar. Logomania. Deci da, există. Deci există legată da. Cu cocălăreala, dacă mă înțelegeți, cu băieții de dorobani. Și ai avut un iubit așa vreodată? Doamne, maică! Nu, n-are cum, mă, n-are cum. Nu, deci n-aș putea, deci eu nu pot, dacă s-ar pensa cu sprâncenele în așa. Arcuite? Băi, deci aș fugi, deci n-are cum, deci crede-mă, poate să fie tandru, iubitor, sexos. Bogat, sexos, nu știu ce să aibă, mă scuza, să aibă, nu știu ce. Dar uite, apropo de asta. Să aibă, nu știu ce să da, să aibă, dar să nu, dar nu, să nu aibă logo pe ea, să nu aibă logo, nu vii cu logo pe ea. Ce-am numai zis? Octav e de vină pentru asemenea Tu ești de vină. Păi nu mă așa mă gândeam. Spune-mi, Adina, dacă ți-a făcut vreodată avansul vreun model de, mă rog, care manechin, model, da. Model. Păi nu, tu ai spus foarte corect că ăla e manechin de vitrină, dar oamenii zic manechin și atunci un model, da, de mai multe ori. Da. Cum ai gestionat situațiunea? În niciun fel, că nu pot. Te-ai făcut că nu vezi?
M-am împrietenit. Deci eu cu toți bărbații care m-au făcut avansuri de-a lungul timpului, că erau modei sau altceva și n-a fost să fie, 99% din ei am rămas și prietena. Dar te-ai îndrăgostit vreodată de vreun model? Nu. Nu. Nu pot să depășesc anumite bariere. De exemplu, n-aș putea să mă îndrăgostesc de un om cu care lucrez. Niciodată în viață. Pentru mine e un tabu. N-aș putea, mă, nu pot. Adică mi se pare, n-aș putea să mă îndrăgostesc de, noroc, Doamne ajută, Doamne ajută, de iubitul sau cuiva, soț unei prietene, uite, amice. Da, poate. Ba nu, nu știu, iubitul cuiva, cred că da. Că ba, dacă nu-l cunosc. Pe femeie. Dar eu spun... Deci aș putea dacă nu-l cunosc. Uite, eu o cunosc pe Adina, azi am cunoscut-o prima dată. Și pe iubitul, de iubitul meu, să știi că mă bucur că dacă nu te poți îndrăgosti de iubitul meu, mă bucur că aș fi geloasă, că ești mișto. Adică păi îți mulțumesc, seama, n-am cum să mă îndrăgostesc pentru că sunt căsătorită și îmi iubesc soțul, glumez, dar îți ofer cadou această sticlă de la Domeniile Davidescu, pe care să o bei cu iubitul tău. Așa, am înțeles. Diseară doar voi doi. Așa, ok. Am înțeles, deci e clară treaba, avem program. Venit. Băi, eu te ador că tu ai făcut în așa fel încât să și afli dacă are pe cineva. Cu cine ești într-o relație? Da, nu, asta nu se răspunde niciodată. Voi știți că eu de viața personală n-am de deci, genul, nu se spune. Ai încercat-o. A cu fost nume, prenume și știi ce zic? Dar putem ști cu ce se ocupă? No. Nu putem ști. De asigurare. Are bani? Nu am zis nici asta. Are bani? Păi n-am chestia cu banii, ca să știți de dar la început. Dar are? Nu, deci la mine nu e o chestie cu banii. Pentru mine asta nu pentru contează. Pentru tine nu, dar pentru, că... pentru noi da, pentru și noi. Nu, dar asta e un lucru bun pentru mine, că nu, eu nu am bani. De ce zic o chestie? În primul și în primul rând, prefer un om care îmi dă tot ce are, dar nu că îmi dă tot ce are, că îl las în ducă, că nu de-aia e vorba. Nu știu, un om care ți oferă și sufletește. Pe tavă, pur și simplu, și, exact. Băi, nu știu, decât un om, nu am faza aia cu să aibă bani și să facă și să dreagă și să știi. Dar e importantă partea asta și la dura asta, totuși, nu? Nu e. Cred nu că e preferă un om dedicat mai mult decât. Bărbat, dedicat, bravo. Ai sta cu un bărbat care să câștige mult mai puțin bani decât tine? Da. Și mi s-a și întâmplat să fiu în relație cu dar cu un bărbat care este mai mic decât tine, ai stat ca sau ai stat? Da. Am stat și aș și sta, că na. Băi, da. Da. Oricum, voiam să zic când mi-ai zis vârsta ta, că nu par deloc. Să rămână. Mulțumesc. Avem același doctor, că își și face, eu mă duc da, la hormoni face, și da, ea... El își face terapii vampir. El e, de fapt, la Țepeș al da, jumătate. Da, da. Vreau să discutăm acela... acum despre faptul că tu în curând vei deveni soacră și soara deja este mare. Vreau să știu dacă este important pentru tine să îți placă iubitul fetei tale. Da, da, dar nu... Stai să zic. Adevărat. Îți zic, da, dar nu i-aș arăta niciodată dacă nu-mi place. Și am fost în situația asta și asta nu i-am arătat. Nu i-ai arătat. Nici o secundă când s-a terminat. Te-ai purtat frumos și normal cu el. Nu că frumos, a fost zeu. Deci eu, pentru mine, dacă fiica mea e veselă și fericită și ei e bine... Poate să fie și cu Octav. Oricine. Dar dacă deci, ar apărea Octav la ușa... Băi, nu, n-ai înțeles, nu, stai puțin, nu, că eu știu... Pe... Sara, de când era mică. De când era mică, nu, chiar nu, adică n-avem cum, că eu chiar nu știu, adică nu. Eu cred că trebuie să lași omul, copilul, să greșească. Nu știu dacă să greșească, să experimenteze. Cine îmi dă mie siguranța că opinia mea e cea corectă? De unde știu eu ce e mai bine pentru ea? Că până la urmă suntem doi oameni diferiți. Dacă pentru mine e important ceva, pentru ea sigur e important altceva. Și am lăsat-o, deci ea la un moment dat a avut o relație, nu eram fan, dar n-am zis, mă, o secundă, știi ce? O secundă, în ani de zile. Momentul în care s-a terminat, ce am zis, mam, cred că e bine pentru tine, pentru că 1, 2, 3. Ha! Cum nu mi-ai zis niciodată asta? Și am zis, dacă te-aș fi zis schimba ceva, nu. Cred că nu. Îl iubeai? Da. Te iubea? Da. Și atunci? Ce aș fi... Ți-aș fi creat o... Și era chestia că mama sau el. Păi de ce să fie mama sau el și să nu fii fericit în viața ta? S-a întâmplat să se și termină. N-a la fost revedere. Și a trebuit o zi bună, pa și... Știi? Vreau să știu dacă ai intervenții estetice. Măi, da, uite, merg la vampir, nu știu ce, îmi fac injecții. Uite, ieri m-a injectat Gabi Balcangiu, medicul meu, estetician. Mi-a făcut injecții peste tot, față, gât, decolteu, tot.
2000 de injecții. Pentru că eu cred că prevenție e foarte importantă. Adică de foarte vreme... Eu dorm în sicriu de aia, pentru că eu de aia lucrez da, doar frigider. Noaptea, că ziua n-am voie să ies pe stradă, că îmi cade față. Da. Nu, dar să știi că eu cred că e foarte important să ne îngrijim. Apropo de față și de frumusețe, folosești exagerat de mult face-up? Nu, nu, nu. Nu, chiar uitați-vă la mine pe Instagram, nu. Chiar nu și nu-mi plac modificările acelea așa. Exagerate. Vă și spun ce fac. Deci am, uite, vă zic, vă vând aici tot ce fac eu. Deci în Facetune îmi fac, am aici, vedeți, cam urmă niște cicatrici post-acne, ce sunt mici. Că, mă rog, de-a lungul timpului mi le-am... Și mi le netezesc, îmi pun highlight pe ochi, dar doar pe ochi. Și în Snapseed schimb, îmi place că, nu știu, când faci în Snapseed, nu știu să spun, sunt două, trei filtre care accentuează totul. Nu știu. Trăsăturile, da. Dramaticul HDR, și nu știu mă ce, HDR, da, adică, da, că Snapseed-ul am și eu, da. Da, poza se vede mai bine, se vede mai accentuat, atât, asta e tot ce fac. Dar nu ce fac părere ai asta de cele ce fac prea mult tău asta? Cred că e nasol și vă spun de ce, pentru că îți schimbi tu... părerea despre tine și ajungi să consideri niște defecte. Că ești urât în realitate. Da. Deci după ce te vezi în pozele alea modificate odată de 10, de 19, a 100-a oară ai senzația că tu ar trebui să arăți ca acolo și începi să fii nefericit. O problemă. A doua, sunt niște oameni care se uită la noi și care... Pe mine uneori mă fac babă sau da, pe TikTok, jur, I love TikTok, dar de multe ori mi se întâmplă, și uitați-vă că sunt și comentarii, nu știu, niciun comentariu nu-mi place, nici unul poate să mă înjure să mă tavălească. De ce nu știu comentariile? Pentru că eu cred că trebuie să fim normali, da? Dar sunt copiii, de exemplu, care văd perfecțiune. Și nu suntem perfecte niciunele. Nu. Nici cea mai frumoasă femeie, uite, a fost Alex Velea și cu Antonia, care este superbă, deci o ador și e prietena mea. Dar nici ea nu e, adică, nu există perfecțiune, nu e că nici ea nu e perfectă. Da, nu. Nimeni, Naomi Campbell, spuneți-mi cine vreți voi, care e idealul frumuseții în lumea asta, Miss America, tot nu este are un perfectă. Defect. Are un defect și mai ales... Are sau nu are un defect, nu știu, dar ea consideră că are un defect. Da. Eu vă spun clar că cea mai frumoasă femeie din lumea asta știe ea că undeva are un sigur e depresivă, că ea nu e mișto. Asta, deci cea mai frumoasă, sigur e depresivă, eu o să zic că nu. Eu vreau să spun ceva, trebuie să ne acceptăm cum suntem. Sigur că, uite, pui niște highlight-uri pe poze să se vadă mai bine sau nu știu ce. Dar nu trebuie să părem perfecți. Și nu trebuie să, nici nu ar trebui să fim perfecți, că perfecțiune nu există și n-am mai fi plictisitoare. Da, n-am mai fi frumos dacă am fi în muzeu, băi, nu. Da. Nu. Dacă am fi în muzeu de ceară și nu știu ce, nu. Nu, trebuie să fim cu defecte, de-aia ne iubim, pentru că suntem diferiți. De-aia ești îndrăgostită de soțul tău, că tu ai niște defecte pe care el le iubește, lăsând la o parte toate calitățile, dar există cu siguranță niște defecte, alea mici. Normal, da? Normal. Care el le iubește și dacă le întreb pe el, el le consideră cele mai mișto chestii. Știi? Mulțumim, și pe niște vin. Mulțumim, Doamne, Domeniile Davidescu, pentru vin. Mișto. Mulțumim, Ghizele, Dadina, ești superbă. Și mi-a făcut plăcere. Și nu uita de caiet, avem nevoie să îmbrăcăm copilul ăsta la școală. Da. Zi frumoasă. Noroc, Doamne. La revedere. Ajută.